Puterea regretului, de Daniel Pink. Scopul nostru nu ar trebui să fie reducerea regretului la minimum în orice situație. Scopul nostru ar trebui să fie optimizarea acestuia. Prin combinarea științei regretului anticipat cu noua structură profundă a regretului, ne putem rafina modelul mental. Să-l numim cadru de optimizare a regretelor. Acest cadru revizuit se bazează pe 4 principii. În multe circumstanțe, anticiparea regretelor noastre poate duce la un comportament mai sănătos, la alegeri profesionale mai inteligente și la mai multă fericire. Cu toate acestea, când ne anticipăm regretele, le supraestimăm frecvent, cumpărând asigurări emoționale de care nu avem nevoie și denaturându-ne astfel deciziile. Și dacă mergem prea departe, dacă maximizăm reducerea la minimum a regretelor, ne putem înrăutăți și mai mult situația. În același timp, oamenii din întreaga lume exprimă în mod constant aceleași 4 regrete de bază. Aceste regrete persistă, ele dezvăluie nevoi umane fundamentale și împreună ele oferă o cale spre o viață bună. Cadrul de optimizare a regretelor susține că ar trebui să dedicăm timp și efort pentru a anticipa cele 4 regrete de bază. Regretele de fundație, regretele de îndrăzneală, regretele morale și regretele de conectare. Dar anticiparea regretelor în afara acestor 4 categorii nu merită de obicei. Așadar, în conformitate cu cadrul de optimizare a regretelor, când decizi asupra unui curs de acțiune, începe prin a te întreba dacă ai de a face cu unul dintre cele 4 regrete de bază. Dacă nu, mulțumește-te! De exemplu, dacă vrei să cumperi mobilier pentru curte sau încă un cuptor cu microunde, această decizie este puțin probabil să implice vreo nevoie umană fundamentală de durată. Fă o alegere și mergi mai departe, vei fi bine. Dacă decizia implică unul dintre cele 4 mari regrete, petrece mai mult timp deliberând. Proiectează-te în viitor, peste 5 ani, 10 ani, la vârsta de 80 de ani, orice are sens. Din acest punct de vedere viitor, întreabă-te ce alegere te va ajuta să-ți construiești fundația. Să-ți asumi un risc rațional, să faci ceea ce este corect sau să păstrezi o relație importantă. Anticipează aceste regrete, apoi alege opțiunea care le reduce cel mai mult. Utilizează acest cadru de câteva ori și vei începe să-i vezi eficiența. Viața noastră de zi cu zi constă în sute de decizii, unele dintre ele cruciale pentru bunăstarea noastră, multe dintre ele fără consecințe. Înțelegerea diferenței poate face diferența. Dacă știm ce regretăm cu adevărat, știm ce prețuim cu adevărat. Regretul, acea emoție înnebunitoare, consternantă și incontestabil reală, ne arată calea către o viață bine trăită.